Ieri militari au fost chemați miercuri seară să stingă un incendiu izbucnit la o mașină în cartierul Ițcane al municipiului Suceava. Mașina se afla în garaj, iar focul a pornit de la un redresor folosit pentru încărcarea bateriei. Până la sosirea pompierilor, proprietarul a reușit să scoată autoturismul din garaj și a încercat să stingă incendiul. Focul a început dinăuntru. Norocul lui este cu pus repede, o scos în viteză și o tras afară. Împins-o așa. De la motor deja era extins spre înăuntru. Ai dat cu flacăre, nu? Da, ardea bine. A început să iei foc și sus, la casă, o parte din acoperiș. Păi dacă nu împingea afară, ăsta era, deja era în flăcări și garajul. Cu furtunul cât am avut, așa, cu apă am avut de la din casă, am dat repede, dar degeaba. Pompierii au reușit să stingă focul în câteva minute, mașina însă a fost distrusă aproape în întregime.